Am așteptat cu multă plăcere această seară a Palatului Elisabeta, dedicată din nou Agenției Naționale de Știre Ager Press și aș dori să vă spun cât de mult înseamnă pentru noi faptul că de atât de multă vreme stăm alături. Am sărbătorit acum 10 ani atunci când ați primit Decorația Regală Nihil Sine Deo o importantă recunoaștere a coroanei române pentru una dintre cele mai importante instituții ale presei românești. Și astăzi suntem 10 ani mai târziu într-o altfel de lume. Cred că acești 10 ani au schimbat complet raportul dintre oameni și instituțiile statului între comunități, familii, profesii, între țări. Zece ani care au adus mai multe milioane de victime omenirii. Pandemia a ucis mai mulți oameni decât o face un război, iar conflictele în jurul nostru, în Europa de Sud-Est și în Orientul Mijlociu, nu fac decât să crească de la o zi la alta. Așadar, avem uh, astăzi datoria să facem două lucruri. Să ne plecăm în fața înaintașilor noștri care au reușit un uh, lucru aproape de neimaginat în secolul al XIX-lea spre sfârșitul lui și anume acela de a obține într-o țară mai puțin puternică de pe continentul european care avea doar câteva decenii când se formase ca stat modern unul din cele mai înaintate instrumente de făcut bine societății și de pregătit terenul pentru democrație și anume o agenție de presă a statului român. Spuneam ieri la întâlnirea noastră de la Biblioteca Regelui Carol I că puține țări din Europa secolului trecut, secolul al XIX-lea, aveau spre sfârșitul lui instrumente atât de concrete, atât de pragmatice de dezvoltat societatea și națiunea cum a fost oficiul de stat pentru invenții și mărci, care atunci când a fost creat, tot sub domnia regiului Carol I, nu erau decât trei sau patru state în lume care aveau un astfel de organism. Și România, o țară abia devenită regat și suverană și independentă, o luase atunci înaintea unor mari imperii. La fel s-a întâmplat și cu domeniul militar, la fel s-a întâmplat și cu domeniul diplomatic, la fel s-a întâmplat și cu domeniul educației, și cu cel al economiei și mai ales cu cel al instituțiilor statului. Nu e nimic depășit în Constituția votată de strămoșii noștri la 1866. Cea pe care o uh, aplicăm astăzi, Constituția de azi, se extrage ca tradiție din aceea și seamănă într-o proporție uimitor de mare cu ceea ce... Carul I a făcut în 1866 și pe urmă Ferdinand I în 1923. Așadar, principala noastră datorie astăzi este să nu uităm că suntem aici la Palatul Elisabeta în 2024 datorită lor. Al doilea lucru este să privim către viitor. Ați vorbit ieri, atât directorul general al agenției, cât și musafirii dumneavoastră, pe larg despre cât de complicată este soarta uh, unei instituții de presă în zilele noastre, ce incredibile uh, obstacole are de trecut, unele dintre ele uh, cărora nu le-am găsit soluția și cât de puțin poți face astăzi deosebirea între o știre care face rău omenirii și una care face bine. Um, mai ales acum când România este implicată atât prin alianțele pe care le-a făcut în Uniunea Europeană și în NATO, cât și prin vecinătatea ei geografică, atât de dezastrul continuu din Ucraina, cât și de cel care ne îngrijează pe zi ce trece din ce în ce mai mult în Orientul Mijlociu, uh, în acest fel de condiții cred că cei 135 de ani ai agenției nu puteau fi mai relevanți și în sensul trist al cuvântului și în sensul bun al cuvântului. Foarte puține instituții românești au avut șansa istorică de a exista continuu timp de 135 de ani și dumneavoastră sunteți una din ele. De aceea, cred că Majestatea Sa și cu mine, ca și predecesorii noștri, au fost atât de um, deschiși. Um, față de profesia dumneavoastră și față de destinul dumneavoastră în istoria modernă și contemporană a țării. Așa că fiți bineveniți și să vedem ce o să se mai întâmple la 140-150. După aceea nu să ne gândim, nu știu dacă după aceea noi vom mai fi preajmă, dar să sperăm că vom avea în continuare mari uh, uh, pietre de temelie și, trept, și, și pietre de hotar de trecut împreună. Vă mulțumim, în primul rând, că ați primit o parte din echipa Ager la Palatul Elisabeta. Este o onoare și o mândrie pentru Ager Press, în primul rând că suntem furnizori de informații case regale încă din 2019. În al doilea rând, cred că misiunea Ager poate fi uh, asemănată cu misiunea case regale. Promovăm până la urmă interesele României, atât în interiorul țării, cât și în exteriorul țării. Încercăm să ne îngrijim de adevăr, să ne îngrijim de partea obiectivă a informației. Și da, aș încerca să spun că, într-adevăr, viitorul, poate, la 140 de ani, ar trebui să punctăm informația asemănătoare a unui respect reciproc între instituții s sunt întotdeauna a încercat prin informația pe care a furnizat-o cititorilor și partenerilor și clienților să arate respectul față de știre, față de adevăr, față de, până la urmă, față de istorie. Asta poate ne-am așteptat și noi de la toate instituțiile cu care colaborăm. Respectul reciproc. Atât timp cât există respectul reciproc, nu cred că dezinformarea și fake news-ul ar mai avea loc. În ceea ce privește momentul aniversar, colegii mei au fost și ieri extrem de bucuroși de prezența alteței sale regale alături de noi la conferință. Sunt și astăzi. Mulți dintre ei sunt pe teren, așa cum am spus și ieri în cadrul conferinței. Cineva trebuie să furnizeze știri în continuare, non-stop, pe fluxurile Ager Press. Însă vom veni de fiecare dată cu multă bucurie și cu multă onoare la Palatul Elisabeta și la întâlnirile unde suntem invitați de familia regală. Mulțumesc!